Anul 1930 devenea un an de răscruce pentru istoria și societatea românească și implicit pentru omul politic Gheorghe Ibrătianu. Odată cu revenirea la tron a prințului Carol, ca rege al României, în 8 iunie, și situarea deschisă a lui Gheorghe Ibrătianu în tabăra celor care susțineau restaurația, acesta este exclus din PNL, de unchii săi, Vintilă și Dinu Brătianu. Gheorghe Brătianu a fost chemat de prințul Carol prin colonelul Teodorescu. A venit de la Iași cu automobilul, consemna un memorialist al vremii. Atât înainte, cât și după întâlnirea cu prințul Carol, Gheorghe Brătianu l-a vizitat pe unchiul său, Vintilă Brătianu, președintele PNL, pentru a-l informa asupra intențiilor și discuțiilor. Acesta a fost cuprins de o furie greu de stăpânit, declanșând un val de reproșuri, inclusiv faptul că nu l-a ascultat pe tatăl său, Ionel Brătianu, care i-a scris să nu primească șefia de la Iași și totuși a primit-o. Apoi, acasă la Dinu Brătianu, unde se găseau toți fruntașii Partidului Liberal, s-a discutat pe larg, cu intervenția categorică a lui Duca, situația lui Gheorghe Brătianu. Îi se va cere să facă o declarație netă de desolidarizare cu prinsul și de desolidarizare cu opera sa. Orice reticență va aduce excluderea din partid. Duca, foarte ferm, clar și logic, explică de ce nu putem să avem încredere în aventura Carol. Amintește ce a fost și conchide că totul se va prăbuși în dezastru. Se năștea astfel, constata unii contemporani, o dușmanie ireconciliabilă nutrită de Gheorghe Ibrătianu față de Ighe Duca. Se mira și el de ce îi se întâmplase, consemna Constantin Argetoianu în memoriile sale și punea tot în spinarea lui Duca, deși nu-și făcea nicio iluzie asupra sentimentelor unchilor săi, dinu și vintilă. Credința neclintită a lui Gheorghe era că Duca n-a căutat decât un pretext ca să-l dea afară din partid și că a reușit cu atât mai ușor cu cât unchii lui nu-l puteau suferi.